Salut! După unboxing-ul lui Orange Yumo, revenim cu unboxing-ul lui Evolio X7, o tabletă de, care costă 499 lei, tabletă de 7 inch, cu display IPS, rezoluție 1280x800 pixeli. N-am mai trebuit să vedem pachetul. Este pachetul de retail. Procesor quad-core, 1 giga DDR3, memorie RAM, 8 giga spațiu stocare, Bluetooth 4.0, microSD de până la 32 giga, Android 4.2 Jelly Bean, display de 7 inch IPS 1280x800 pixeli, camera de 2 megapixeli pe spate, 3 megapixeli în partea frontală, Wi-Fi în satele BG și N, micro USB, jack de 3.5 mm. Hai să facem pachetul. Tableta, am mai pus un sticker și vor să scoată în evidență faptul că un procesor quad-core la 1.4 GHz, IPS cu 1280x800 pixeli, tabletă ultra slim, subțire, ușoară. În pachet mai dați de încărcător pe micro USB, generos dimensionat, cablu micro USB USB 2.0, un alt cablu, adaptor pentru stick sau pentru, mă rog, un stick 3G, pentru stick flash de memorie. Mai avem manual de utilizare, accesorii tablete, 10% un cupon cu, cu 10% discount pentru accesoriile de tablete Evolio, Norton Mobile Security, certificat de garanție, cam atât, și bineînțeles am uitat să vă arăt manualul de utilizare, micuț, nu au consumat prea multă hârtie și e bine, oricum mai nimeni nu se uită pe el. Să desfacem tableta. Micuță, ușoară. Folia se lasă mai greu deslipită. Gata. În fapt, nu era decât stickerul ăsta micuț. Nu pare mai avea o folie în spate. Aici are o altă folie de protecție împotriva zgârieturilor. Lipită destul de serios, așa. Metal, aluminiu. Avem în partea superioară jack-ul de 3.5 mm, portul micro USB, HDMI, slotul pentru micro USB până la 32 GB, pe spate camera de 2 megapixeli, la bază niciun element de conectivitate, în lateral, zice în lateral stânga, are butonul de power și reglarea volumului. Și dacă mă uit bine la camera frontală, se vede că are o folie de protecție, dar pe aceasta nu o mai înlături. Să punem tableta, să vedem cum arată 4.2 Jelly Bean pe acest device. Pornește. Cu ocazia asta vedem și cum decurge partea de boot, de pornire. Este prima dată când pornesc tableta.
ca și în cazul Orange Juice, s-ar putea să ia mai mult prima dată, la prima sa pornire. Display-ul e ok, adică chiar îmi place la prima vedere. Să vedem luminozitatea. E la maxim. Deci, nivelul de detalii e destul de bun. Și se mișcă bine și prin meniu. Că n-are lag. Zonele de notificări arhi cunoscute. Observați aplicațiile preinstalate, nu sunt prea multe. Autovid, presa online, Sinau HD, Pinterest. Pe lângă cele trei butoane la bază, gen aplicații care rulează în fundal, ieșire pe ecranul de start și back, mai e și un control dedicat pentru captura de ecran, screenshot. Cam atât la prima vedere legat de Evolio X7. Specificațiile complete pe gadget.ro. Suntem Dragută, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi cât mai frumoasă!